Primul autoturism, de pe prima bandă, să presupunem, poate vira la dreapta? Da. Poate vira la dreapta. 2. Poate vira la dreapta din banda 2? Nu. Nu poate vira la dreapta? Nu. De ce? Pentru că acolo nu e drum cu sens unic și banda 3 tot pe viață. Ei, vă pun drum cu sens unic, bine. V-ați convins. Poftiți. Poate vira. Regula evantaiului. Uitați-vă câte reguli. Încă? Dar 3? Dar 3? Dar 3? Tot poate. Poate? Da. Cine crede că e corect desenul dat? Ridicați mâna. Evantaiul, dacă vine în al doilea caz, să mergi la pele, nu? Păi este cald acum. Ok, dar corect. 1 ar putea să continui de deplasarea în față. Și ce s-ar întâmpla aici? Câte conflicte avem? Dacă 2 ar continua direcția înainte, câte conflicte ar avea? Deci mereu, în orice situație, pentru a vira la dreapta, suntem obligați, ce să facem? Să ne poziționăm din timp, cu excepția unor cazuri. Și uitați-vă foarte mult aici. Da? Un indicator de informare, direcție pe benzi. În cazul ăsta, desenez acum cu roșu. 1. Poate vira la dreapta? Da. Poate vira. 2. Poate vira la dreapta? Da. Poate vira. Dar 3. Poate vira la dreapta? Da. Dar el se află pe banda 3. Cum virează el la dreapta? Datorită cui? Indicatorului deplasare pe benzi. Și totodată 3 ar putea să se deplaseze unde? Înainte. Pe lângă asta ar trebui și logic să fie, și dacă ați fost în alte țări, să fie dublat și de marcaj rutier aplicat pe bandă, pe fiecare bandă de circulație. Dar în lipsa acestui indicator, da? În lipsa acestor marcaje, noi putem să virăm la dreapta doar din prima bandă. Doar din banda 1, banda 1. E clar? Da.